Haideți să mergem mai departe acum, ce? La franceză. La franceză. Mergem acum mai departe la o perlă a Moldovei care vine cu povești și cu un mesaj haios pe ritmuri populare. Am putea să-i spunem Romila VTM, dar o cheamă Andreea Romila, așa că o poftim. Bună, bine ați venit să vă ajutăm. Bună ziua, dar bună ziua, doamne, dar ce costumație. Ușor, ca să nu stricați frumusețe de costumație. Mulțumesc. Ce faceți dumneavoastră? Da, ole, bine te-am găsit. Băi, dar ce ținută, foarte spectaculoasă. Mulțumesc frumos. Arată foarte bine. Din păpușoi, drag, am venit. Asta vreau să zic, e făcută din mai multe șarfe, nu? Din tot ce se poate. Ok, haideți să punem asta pe masă ca să vedem fagure. Da, ți-am adus. Imediat, stai un pic să vedem ținuta. Hai. Deci asta e făcută practic din mai multe, exact cum spuneam, broboade de astea, basmale. Din mai multe basmale am făcut fusta asta, că m-am gândit eu să fie ceva interesant. Și până la urmă am și răpirea din serai, nu? Da, eu dar arată bine. Seamănă perfect cu fusta de răpirea. Tu te descurci foarte bine. Haide, Romila VTM, să luăm un loc aici. Filmul era Romina VTM, dar parcă merge bine și Romila VTM. Mulțumesc. Ce faci? Ce ai mai făcut în ultima perioadă? Și ai zis să fim atenți aici că ne-ai adus un fagure. Da, v-am adus o ramă de cat. Ramele sunt de două tipuri, un stup de ladă și de cat. Asta este o ramă de cat care se pune în centrifugă și de aici se extrage mierea. Părinții mei fiind apicultori, știi povestea, astăzi n-am putut să vin cu mâna goală și am zis să vin cu o miere de albine. Dar acum, că borcan tot s-a mai adus, azi, că data asta vin cu o ramă. Că ai mei, deci cum facem noi cu rama asta? Cum punem noi rama asta în cafea, de exemplu? Cum punem noi rama asta în ceai? Fii atent. Cu rama asta nu punem nimic în ceai și nici în cafea. Este fagure, practic, îl desfacem frumos, avem grijă la sârme, îți arăt eu exact unde sunt poziționate sârmele și cu un cuțit tăiem și facem faguri mai mici. Am înțeles, perfect, da. Gata, ne vitaminizăm, tu în fiecare zi mănânci câte... Îți dai seama. Nu cred. Ba da, pe cuvânt de cercetaș. Cuvânt de cercetaș. Ce mai ai făcut în ultima perioadă? Nu, de toate am făcut. Explic un pic așa. Haideți să o luăm. Hai să o luăm așa, pe partea de personală, cu familia. Uite, am un copil de 4 luni, jumate. Deci, asta vreau să zic, e Caterina, nu? E Caterina, da. 4 luni jumătate? Exact, da. Să vă trăiască. Mulțumim. Și, da, ți-ai revenit spectaculos. Mersi. Bun. Deci 4 ani, nu știu dacă avem și imagini cu Ecaterina. Deci 4 luni jumătate, ce repede trece timpul. Chiar da. O cheamă Ecaterina și mai cum? Ecaterina Cipriana. I-am pus și Cipriana după taică-sul Cipriana. Da, 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 da. Ești taică-sul aici. Ești taică, da, da, bine. Taică-sul stă acolo pe răpirea din serai. Tu ai adus răpirea din serai acolo? Păi de la bunica din casă. Deci ai venit cu ea acolo pe sopii pe canapeaua noastră? Da, bine. Bine. Practic stă lângă mine, înțelegi? Numai că eu sunt aici, acolo e imaginea. Bun, perfect, da. Așa. Și așa, profesional ce ai făcut? Profesional am luat licența, că știi că ultima dată când am fost la Cluj. Nu, la Cluj, la Iași. La Iași. La Cuza, Alexandru Ion Cuza, da, Cuza. Ok, am luat licența între timp, că știi că ți-am promis că o să mă duc și o să-mi dau licența și practic sunt jurist. Să română. Bună ziua. Bună ziua. Deci ziua. De acum încolo. Și o să poți să activezi, o să faci treaba asta? O să dau și examenul de barou. Probabil într-o zi, când o să existe timp să pot învăța. Am vrut pe 13 aprilie să mă prezint la examen, dar eu născând pe 23 a 2 a 2023, nu mi-a ajuns o lună de zile timp ca să mă pregătesc. Și am zis că nu, las, mai bine un examen luat cu succes decât să mă duc și să mă demoralizez. Dar am înțeles că numărul ăsta 23 e important pentru tine din mai multe puncte de vedere? Da, este important. Adică, în primul rând, Ecaterina este născută pe 23 a 2 a 2023. Deci de 2 ori 23. Da, și îți mai zic o chestie. S-a născut cu 3,230 kg. M-am învârtit în jurul lui 2 și lui 3 în continuu. Am stat în salonul 2, în patul 2.3, deci numai cu 2 și 3 a fost povestea. Și pe lângă asta, noi ne-am căsătorit într-o zi de joi 23 și Ecaterina s-a născut într-o zi de joi 23. Așa s-a întâmplat, bine, nu mai zic că socrii mei sunt născuți pe 23, taică-mii pe 23. Băi, lasă-mi acolo. Deci 23 asta trebuie să ți-l tatuezi undeva. Nu, mi-l tatuez că mă doare. Și vezi că 23 era și numărul Michael Jordan. Nu, Ciuca. Nu știu. Așa mă, era cel mai mare basketbalist, 23 avea când era la Chicago Bulls. M-am uitat eu la documentar, am văzut. A murit vecina mea care îl îndrăgea pe Ciucă. Știi câți ani ți-o mai dat? Am vrut să zic, mă. Ce-a făcut? A murit vecina mea care te îndrăgea pe tine. Ah, un fan aveam și eu, s-a dus. De la mine, din sat încă. Dumnezeu să ierte, Ciucă. Da. Dumnezeu să ierte. Iartă, m-a venit de nicăieri chestia asta, așa? Da, ținut să zic. Da, așa. Bun, și practic, tu acum îți continui activitatea, adică... Da. La un an de zile după ce am născut, eram deja la primul spectacol.
Iar piesa se numește Cu căruța și cu păpușoiul, ceva de genul ăsta. Deci, piesa se numește Cu căruța în păpușoi și este o piesă pe care am auzit-o prin 2006 la o trupă din Huș, acord. Ei aveau piesa asta învățată, că așa se învățau înainte piesele, de pe o casetă. Și tot au cântat-o, la un moment dat, prin 2011 au postat-o, că veniseră toată moda asta cu YouTube-ul și așa mai departe. Și îți dai seama că din 2011 și eu am început să mai cânt la evenimente, mai cochetam cu asta și am cântat-o și eu. Și de vreo an jumate am înregistrat-o și n-aveam curaj să o filmez și să o postez undeva, pentru că am zis că, măi, da, mesajul ăsta, da, eu știu să potrivi cu mine, nu să potrivi. Pe care e mesajul? Mesajul e unul așa mai de dragoste satirică, dar cu subînțeles așa, știi? Și adică zi tu. Păi zice așa, șala e lată, păi frumos, sunt frumoasă în sus și în jos. Hai amândoi cu căruța în păpușoi. Deci ce zice asta? Ai înțeles? Dar eu, ca să nu zic că șala e lată, părul e frumos, am zis că sunt numai bine șala e lată, păr frumos. Și am lăsat-o așa, ca să nu fiu chiar vizibil. Dar până la urmă ai intrat și tu cu căruța în păpușoi. Da, bine. Eu am intrat și cu mașina în păpușoi. Nu cred, când tu? Da, când eram mai mic. Tu conduceai? Da. Da, bine că ești bine. E paranteză, exact. Exact, paranteză. Dar soțul, să știi că e impecabil, adică uite-l acolo. O slăbit, asta vreau să zic. În ultima perioadă. Și el, asta e de la mama soacră, răpirea din seara ce a adus acolo? De la casa părintească a mamei soacre, da, de pe perete am luat-o. De pe perete. I-am luat carpeta al bunica. Perfect.